Haideți să vedem. Să facem o listă cu calitățile băieților sau ceva de genul și să vezi poate așa cu cine ai putea să interacționezi următorul cu, cu cine ai fi mai compatibilă. Vrei? Hai! Nu contează dacă vrei. Nu contează că eu vin cu foaia. Eu am ajuns la concluzia spunem că odată ce un băiat a pus o etichetă pe tine și te vede într-un anumit fel. Îi punem pe toți? Punem pe toți. Pe Cosmin? Poate rămâne el cel mai compatibil sau poate ne surprinde și nu este el cel mai compatibil. Așa. De ce punem Cosmin? Indiferent de ce vrei, nu o să-ți mai schimbe părerea. Nu, Minca. Că calități, defecte și trage o linie. Așa, cine mai e? Eu nu-ți, doar că nu-mi încape. Nu-mi trăznesc, gen. Ce-a fost asta? Ar putea să fie. Doar. Dar noi nu-l cunoaștem atât de bine. Da, să spun ce aș putea să zic, ce calități aș putea să zic de la el când eu... Mie, nu am... dar îl punem, nu e frumos. Face sport, în buii mei, face de lună, sală, adică. Mor cu tine. Bine, hai până-l și pe el și... Pentru tine contează, nu avem asta. Unde să-l ai spus că tu ai făcut sport. Deci spune-mi calități care tu le-ai căuta în... într-o persoană sau ce... Da, ce-ți dorești de la persoanele scriu aici și după bifăm. Asumat. Asumat. Asumat, sincer. Respectuos. Respectuos. Da, hotărât să ia protectiv. Da. Ai înțeles, nu? Protectiv. Gospodar. Vrei să-ți facă un... Ela, eu ți-am zis că ți-a întâmplat ceva cu tine de câteva zile. Prea le dai așa sugețiile astea. Gospodar, vrei să fie? De ce, mă? Să fie casnic? Nu fiecare porumbei. Vreau să știi să-și arate sentimentele, dar nu știu cum să... Emotiv. Da, da, da. Moise. Și mai vrei încă unul mic? Să fie frumos. Atrăgător. Atrăgător, da. Asumat. Cine să fie Ionuț, cred că este asumat. Cred că este, da, da. Cosmin. E asumat. Își asumă într-un final, nu? Nu prea. Nu, dacă mă întreb pe mine. Laurențiu. Este tu asumat. Cât de cât? Moise. Nu știu, nu l-aș vedea. Nu-l văd, eu. Tu. Robert. Nu. Unde la? Asumat. Băi, este când e asumat, dar este când nu știu asumat și dacă i-a dus pe ecran. Da, da, astea, deci spunem, Radu e asumat? Radu. Nu. Nici Radu. I-aș pune că semn întrebări, nu știu să zic la el. Nu știu, nu știu. Încă nu știu. După cum mă bate vântul, deci, Radu poate fi o persoană cu care ar trebui să interacționezi ca să-ți dai seama dacă este asumat sau nu. Ok, bifăm. Sincer. Radu, genunchi, care da. Doamne, cred că o să-mi trebuiască. Cred că o să-mi trebuiască. Cosmin e sincer? Prea sincer. Băi, sincer, că-o spus e că e sincer, dar eu zic că e sincer, nu poți să spui că nu. Depinde de context. Este sincer în ce, doar în e ce direct convine lui. Atunci. O am la suflet pe Mihaela, dar în același timp sunt conștient că nu o să mai întâmple nimic între noi. Și dacă ar veni cineva nou pentru mine sau pentru ea, oarecum ne-am stopat amândoi ca să nu facem rău celuilalt. E da. Nașpa, oricum. Păi v-a stopat. Și nu... Acum, dacă e plăcerea ta și simți tu că e ce trebuie pentru tine, de ce să-ți ratezi șansa dacă până la urmă cu ea ai vorbit, ai spus... lucrurile cap la cap, dacă nu vrea să înțeleagă, adică se vede că din partea ta nu mai dorești. De așa făcătura aici, încât nu vreau să zic trebuie să plece ea sau să plec eu, ca să poată unul să facă ceva. Nu, păi nici nu, așa nu vreau. Păi nu, că după aia să zică cum că o zgornesc, că știi că după aia face pe victima, că vreau să o zgornesc, că hai asta că vă las, nu te mai vă las să faceți asta, nu te mai ceva. Interesează pe tine, că asta nu mai depinde de tine. Acum ce faci? Tu spui stop la... La fericire, cum se zice. Fericire, ce-ți dorești tu, pentru că... Ce, că așa vrea Mihaela, dar știi, dacă m-am gândit, lucrurile... M-am pus în locul ei, dacă ar începe ea ceva cu cineva aici, m-ar deranja, sincer. Îți dai seama că te-aș deranja, dacă te deranjează. Până la urmă trebuie să privești situația din exterior și dacă... Adică voi stați acum, uite, a, mi s-a stați acum separat, separat și vezi doar unul cineva pentru unul sau pentru altul și se audă mă separat. Știi de ce? Poate, că e egoist. Știi de ce? Uite, în casa iubirii, asta e alt lucru care îl trăiești, de nu trăiește nimeni, de zici că e experiență diferită ca cea de zi cu zi.
tu o lași pe fosta ta. Știu, știu. Și ea se vede cu altcineva. Tu nu ești în fața acolo, dar aici trebuie să... Trebuie să mănânci totul, știi? Da. Și aia e... Aia e nașpa. Aia e nașpa. Da. E nașpa, nașpa. Și uite, până sezonul ăsta, nu știu sezonul trecut, dar sezonul ăsta nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Știi? De exemplu, Alex, fostul Bianca, nu este aici ca să vadă această apropiere. Da. Să fie în față, sau să vină cineva pentru... Adică că alege dacă se uite sau nu. Da, da. Poți să-ți asumi o minciună pe care o spui. Laurențiu e sincer. Da, da. O să-i pun un X dintr-o dată, da? Deci toate caritățile de la Laurențiu. Nu, și nu, eu nu. Vezi, da, grijă nu, că... Nu, nu, acum o să-i pun totul X. Dacă tu dai mai multe caritățile la Laurențiu... Eu am spus, dacă el alege să schimbe părerea... Să nu uităm că pentru el a intrat în casă. Da, el trebuie. Nu, atunci nu vreau să se interpreteze ca și cum ar fi un test. Deci nu. Laurențiu îl exclude. Hai, pune-l acolo. Moise, sincer? Păi, dar nu știi că asta e faza, că nu știi gen dacă sunt sau nu, pentru că n-au fost. Ce calitate ți-ai mai pus acolo? Bani, voi băieți, acum aveți acolo fotograf. Oricum o să vă umple de poze, o să aveți niște profile. Știi ce aștept foarte mult? Poate la un moment dat o să mă detașez de Cristina, o să am cu altcineva o cunoaștere și eu cred că o să fie cam urât. Așa, o să vadă un pic cam rău, să zic, nu că a pierdut ceva, rău, știi? Zici, poate, nu știu, nu vreau să zic că îi pare rău 100% și așa, dar eu... Îți pare rău atunci când ai o conexiune cu o persoană, dar ea chiar nu văd să aibă nicio conexiune. Nu, o să zic la diferențe, nu zic la relații, la diferențe. A, dintre cum s-a comportat Radu cu ea, da. Și cum te vei comporta tu într-o viitoare relație cunoaște. Eu mă uit la... videoclipuri și așa pe YouTube, că nu stau foarte mult și mai dau scroll, că mai dau cu 10 minute înainte, 10 secunde. Moise, tu ești sincer? Da. Ok. De ce? Credeți că e sincer? Ce ai simțit? Voi vedeți ca pe persoană sinceră? Spune tu. Acum apare că răspunde bine la întrebări. Bine, atunci înseamnă că nu e asumat. Nu, cum gândiți voi, n-am treabă. Bine, atunci înseamnă că nu e asumat. Ok, perfect. Hai că facem bine. Băi, ori. Robert, e sincer? vezi că și tu stai să te gândești și pe aceea zici, cum, Cosmin e sincer. Zici și tu. Că da. Da. Sincer, m-am gândit. Poate să iasă oricine din casa asta, să vină oricine. Dacă vine pentru mine sau pentru ea, e rău. Da. Și mă gândeam și la ceilalți din jur, și la tine, și la Lorena, și la ei doi. Și să vină cineva pentru noi? Da, sau pentru ele. Bine, pentru noi sau pentru ele, dar să vezi și din partea cealaltă interese, acolo e problema. Că uite, așa poate să vină 1100, dacă nu... Uite, eu ți-am zis, dacă venea pentru Lorena cineva, tu erai în stop cu ea. Dacă venea pentru Mihaela cineva, ți-am zis, la hotel o să ne stârnească. Da, dar indiferent și dacă ești în stop sau nu, important dacă vezi ceva din partea acelei persoane, gen, că așa... Te rupe. Poate să vină 1000, frate, că ce mă interesează, gen? Corect, dar dacă ea nu-i dă apă la moară, dacă îi dă și îi place? Păi, atunci, dai seama că atunci te lovește, că dacă nu... Știi care e faza? Eu, cea mai mare durere că am avut-o din partea Mihailei, e că mi-am dat seama că apreciază pe cea mai mult ca pe mine. Așa e întotdeauna. Și eu știu. Și am simțit asta și mi-a zis-o în față și aia m-a rupt. De sorin? Astea cu pupicul, cu astea pe mine, m-a durut, dar aia m-a rupt, frate, deci... Stai așa puțin și aici zici că sunt cerul și pământul pentru tine și îmi zici că n-ajung. Na, m-a rupt atunci și nu vreau să scot asta în evidență și rog lumea să nu zică nimica, că dacă zice ce am o să vorbă pe toată lumea, că nu vreau să o pun într-o, adică nu o pun într-o ipostază greșită. Ei îi place. Ea și a avut înainte, adevărul, normal, că înainte s-a întâlnit că... cu el, știi? S-a întâlnit acum câțiva ani cu el, etc. A avut... un date, cum ar veni, adică s-au dat întâlnire. Mai de mult? Da, înainte să intre în emisiune și el. Știi, am aflat și alte lucruri. Și, frate, mă dau la parte, știi? Când văd că o persoană nu sunt eu ceea ce își dorește cu adevărat și îmi reproșează și în anumite momente unde nu sunt gata și asta, că să iau sfaturile lui ăla, și lui Ionuț, mă, sfaturile. Bă, tu, femeie, tu nu vezi că joacă competițional, că dă în noi. Chiar nu ești capabil să vezi asta, că pe mine mă disperă când văd asta. Te manipulează cum vrea și nu... I-am zis că nu e pentru mine,
E o persoană care să aibă alt gen de om, nu știu, cu alt caracter, nu știu, frate, nu știu. Moise, stai puțin, că nu înțeleg. Nu înțeleg. Tu ești supărat pentru că Cristina nu a cerut să vină să stea cu tine, să te cunoască? Mai știi când mi-ai zis tu mie că dacă tu ești într-o cunoaștere cu altcineva și eu te doresc pe tine, lupt pentru tine? Și am zis eu da, și tu ai zis mai vedem. Și acum zici că tu nu vrei. Ți-am spus, din prima clipă n-a fost nicio conexiune.